Da, dar trebuie să o înțelegi și pe ea, pentru că atunci când fata asta pune pe absolut toate fetele în cap, la tine ai zice că asta a fost părerea ta, da? Dar când fata asta pune pe absolut toate fetele în capul ei, e normal că se acumulează niște nervi, stres, că nu poate să se descurce singură, că nu s-a întâlnit cu o situație de genul ăsta, sară toate fetele cu ceva în capul ei doar ca să mă dea pe mine la o parte. Că ai văzut și tu că nu-i convine să stea cu mine, înțelegi? Și asta n-a fost vina ta, a fost vina la restul că au venit și au plusat pe chestia asta, da, și i-au luat dreptate, parte. Ai dreptate, dar nu trebuie să-i permis să urle. Da, corect, oricui. Nu știu, aici nu mă bag eu în discuțiile voastre. Eu și Azmina voastră, oricum am lămurit după situația, așa cum suntem bine. Mihai, nu consideri benefică prietenia Iasminei cu Ile, să înțeleg? Cu nimeni. Cu nimeni, nu trebuie să aibă prieteni. Să aibă prieteni, dar fiecare să-și vadă treaba lui, că și eu am prieteni, dar nu sar pentru nimeni, cum ar veni. Ți se pare că Ile încearcă să o influențeze? N-are cum oricum să o influențeze nimeni de aici. Dar încearcă? Nu cred. Aba, de încercat încearcă, dar nu iese. Mă întorc la Adelina, Iasmina și Mihai și o să urmărim ce alte lucruri au avut cei trei de împărțit. Dacă stăm să ne gândim așa, domnișoara Cristina... Fizic, tocmai asta vorbeam noi înainte să ajungem aici, când ne-am schimbat, despre Mihai vorbeam. Și toate fetele îl plac fizic. E, toate. Mă rog, am zis, toate am zis. Deci are dreptate, Iasmina, îl placi? Ia auzi. Ce nu? Ce nu? Ia. De ce dansă cu el dacă nu-ți place? Hai zi. A zis că îl place. Tu ai un zis dans nu înseamnă nimic, am spus. Da. Și îți place? Nu, am zis că toate fetele au... Îți place sau nu-ți place? Zi, îți place sau nu-ți place? Îți place? Iasmina, înțeleg că regreți foarte multe lucruri pe care le-ai spus aici în casă. Da, chestii legate despre trecutul meu. Despre trecut, să rămân acolo, că de asta se numește trecut. Dar despre prezent, de ce nu vrei să-ți comentezi materialele? Ba, o să le comentez, doar că alea erau părerile mele în momentul respectiv. Acum mi-am schimbat părerea. Și care e părerea ta acum? Părerea mea acum este că ea este foarte îndrăgostită de Radu și încerca să se joace cu el. Să-l facă gelos și să-l facă pe el să se întoarcă și să alerge după ea. Să facă un joc prin care ea nu mai îl vrea și el s-o vrea. Da, dar făcând pentru că atunci astea, când o persoană nu te mai vrea, o vrei mai mult. Chestiile astea pe mine nu mă apropie, mă distanțează. Păi te-a cam apropiat. Păi pe ea, chestiile pe care le-ai făcut-o cu Adriana... Am făcut jocurile mele cu Adriana și acum cred că se uită la spre Mihai. După cum am văzut pe material de mai devreme, era cam tristuț așa un pic. Ia uzi. Păi și ce voiam să dansez? Să dar n-ai spus că nu te interesează. Păi că l-a plăcut. Nu te interesează, ți-a trecut, gata, e tot ok. Eu credeam că o să se inverseze rolurile. În momentul ăla când îi dansau, mă gândeam, mă, cred că Adelina o să stea, o să încerce ceva cu Mihai. După el iar va veni spre mine, o să se continue. Și ce rău îți părea dacă veneam eu spre tine. Știi, și asta mă gândeam, dar nu aveam cum să stau și să zâmbesc la ei, pe bune, cum stăteam normal. Aia era să stai normal, nu că stătea și ești uitai. Asta e privirea mea, puteți să mă observați în fiecare gală. Da, am păi observat, nu în fiecare gală, te-am observat. Auzi, Radule, tu acum ce încerci? Să-i atragi atenția Iasminei asupra Adrianei, să o uite pe Adelina. Cu toate că era să-mi... Să ai grijă la Adriana, pentru că Adriana este puțin hoață și în continuare îl place pe Mihai. Adică s-a văzut pe material și n-are cum să nege chestia asta și... S-ar putea da, să se bage oarecum în ecuație, dar nu cred că îți permite nici dacă i-am și votat ieri și după mă dreaptă. Bag între ei. Cum? Da. Văd o scânteie între ei și mă bag între ei și votez. Dar văd că Mihai zâmbește, oare și el crede că în continuare îl place? Îl amuză și pe el prostiile pe care le spune Radu, normal. Da. Radu vorbește numai prostii, nu? Dar păi, prostiile astea ușor ies la suprafață, ai văzut și tu. Păi hai să vedem dacă ies la suprafață. Hai să vedem dacă vor ieși, dacă mă voi băga în relația lor. Așa e, Mihai? Te amuzi afirmațiile lui Radu? Nu, de situația așa în general. Eu consider că în momentul acela, dacă Ile nu era lângă Iasmina, nu se mai continua niciun fel de discuție. Clar. Ah,
deci tu în continuare crezi că practic Ile a fost mărul discordiei dintre cele două? Da, pentru că ea deja se scalmase și Ile tot încerca să vorbească că așa, că așa, că așa și tot îi lua foc, lua foc. Pe cum n-ai zis, dacă eu văd acolo... I-am și zis, nu mai băga în seamă. În loc ca o prietenă să te duci lângă ea să zici, gata, hai să ne liniștim. I-am zis, i-am zis. Puneai despre Adelina, la momentul respectiv, are tupeu. Da, Iasmina a spus și am zis că are tupeu. Păi și în loc nu, tu ai spus, tu ai spus, Adelina are tupeu, iar Iasmina spunea, Radu-i dă grade spunându-i ce să facă. Păi dacă are tupeu, ce vrei și să asta fac? Nu înseamnă că o și faci pe fata aia să enerveze mai rău? Nu! Nu, ea dar ce o faci? Și vorbeam. Și după aia am zis, hai, nu mai băga în seamă, dă-i pace. Și după aia Adelina a început să urle din nou. Auzi, Mihai, fii atent, mai am un material. Tot cu tine. În primul rând, nu cred că este o jignire să-i zic că seamănă cu fostul meu, da? Pentru mine... Pentru că amândoi sunt doi bărbați frumoși și eu am încheiat cu fostul are? Meu. N-ați zis și vreau să iau ceva cu Mihai. Bun? Nu înțeleg că-s proastă. Îs blondă. Eu ți-am zis că m-a simțit prost ca o femeie să-mi zică că seamănă cu fostul ei, după care suferă, ca să înțelegi. Da, sufăr. Uite, mă arunc pe jos acum, sufăr. Dacă sufeream, nu eram aici. Punct. Păi tocmai ai venit aici că sufereai. Da, și am venit... Ai zis că să treci peste. Așa ți-am zis ție, vrei să zic, nu ești genul meu? Nu o să țin oricum cont de spusele nimănui. Ok, și ți-a zis ție că vorbește cu fostul? Da. Ți-a zis? Da. Nu te deranjează chestia asta? Mi-a zis că a vorbit. A vorbit? Da. Bine. Ți-am trimis... Mihai, ți-am trimis să vezi când l-am blocat. Ți-am trimis? Da. Până când? Uite, până pentru totdeauna. Da. Dar nu înțeleg pe tine ce te interesează. Da, tocmai tine, pentru că știu că de viața aici de ce mai bani. Ce interesează pe tine? Da. Păi nu, tocmai ți-am zis că minte. Păi și ce te interesează pe tine dacă mă minte pe mine sau nu? Păi e problema ta. Băiatule, tu ai probleme, mă faci să-mi schimb părerea. Eu mint. Auzi, Duțule, pe tine te-a afectat faptul că Iasmina și-a dorit să rămâneți doar prieteni și s-a... Nu, domnule, chiar mă bucur că nu s-a ajuns la ceva gen să... Zi, Alina, zi cu voce tare. Se vede că da. Se vede. Poate vedem, toți vedem. Toți recunoaște. Dar normal, ți-ai deranjat. Poate eram deranjat în momentul în care nu aflam situația... Cum avea el cu fostul. Dacă ți-a zis prietena aia, fata aia, prietena, auzi, fata aia ți-a spus, băi, suntem prieteni, la revedere, păi, fata. Da, mamă, de ce ai în continuare chiar... și să ții treaba asta cu fostul și cu mostul? Pentru că nu știam situația aia cu fostul, de-aia am fost eu așa prins după ea. Ta, dacă după tu ce am aflat situația, s-au întâmplat toate aceleași chestii. Dar la ce te referai când spuneai, mă bucur că nu s-a ajuns la ceva mai mult? Adică să pun suflet la ea sau... Păi oricum ea te-a refuzat poate un mod frumos, i-a dat de înțeles o grămadă de lucruri. Pe care o plac să țin la ea, să o văd cu albea. Mihai, tu ai vorbit cu fostul Iasminei? Nu. A încercat el să te contacteze într-un fel sau altul? Nu. Dar dacă el își va dori să lupte pentru Iasmina? Nu are pentru cine să lupte. Nu. Armă, e problema ei. Ce? Eu deja am ales și știu unde vreau să fiu. Ideea. Și unde nu mai vreau să fiu. Dacă el nu se va da bătut? Nu mă interesează. Există... poliție, există lege pentru toată lumea, o să-mi iau un ordin de protecție. Dar de ce vorbești despre poliție, Iasmin? Pentru că nu vreau să se apropie de mine. Dar tu, cunoscându-l pe el, crezi că va încerca să împiedice să se dezvolte relația voastră? El se aștepta ca eu să formez un cuplu cu Mihai. Ne-a contactat. V-am zis? Și a dorit ca tu să afli ceva. Și anume că el va lupta pentru tine. Și că va veni aici. Eu o să plec acasă, să nu vină, sau să vină și să rămână el. Eu vreau să-l cunoaștem cu toții, pe fostul Iasminei, pentru că și el și-a dorit foarte tare. Nu pot să cred. Dalin Văcreanu, sunt din Timișoara, în vârsta de 29 de ani, sunt sportiv de performanță, practic asta de la 15 ani. Și vreau să fim în emisiune pentru Iasmina, să-mi recapăt iubirea. Pentru că se știe că noi am avut o relație foarte agitată, cum s-ar spune, cu certuri, împăcări și într-un final ne-a încertat din nou, ca de obicei, și a venit în emisiune și dați seama că nu pot să stau fără ea. Vin după ea. Du-te unde vrei. Să nu vină după mine, să stea acasă sau să se ducă unde vrea el. Nu mă interesează ce are el în cap, să-și vadă de treaba lui. Eu am ales. Vom merge mai departe, cu un nou material. Despre cine este vorba?
Vedeți imediat. Haideți să-l urmăriți. Tu ai încercat mereu să mă copiezi pe mine. Așa e, dar așa am e mereu. Cu ce am făcut, tu ai încercat să mă copiezi am cu ce să te copiez eu pe tine. Dă-mi o floare, Mădălin. Cu ce te copiezi? De-aia fake. Ia și mă râd ceva, că parcă nu ești tu când ți-e. Ia mănâncă niște iarbă, mă. Păi nu, cu ce pot eu să te copiez? Cu ce pot eu să te copiez pe tine? Cu tot m-ai copiat. Cu tot? Zici mie o chestie cu care te-am copiat pe tine, te rog, o singură chestie. Corine, alea ți-am mai zis, ți-am explicat și ți-am mai spus domnule doar că palea le-am adus eu, ți-am spus și numărul exact că m-am uitat ieri la emisiune, șapte trandafiri m-ați întrebat ca să mă testați pe mine. Dacă e vreun trandafir alb și m-am spus clar, nu-i niciun, nu-i presentul jetului, n-avea de unul să știi. Alo, vezi că a zis doamna Cristina, nu mai veni tu să... Ba da. Aberezi, ba da. Abera, te rog, e frumos. N-aveți bătăm să știți voi, bă, încercați să mă puneți pe mine jos și faza cu pozele, la fel, o mare vrăjeală în care nu v-ați rezultat pozele, că vă strângeți toți, vă strângeți toți și vorbiți. Întreagă, că vă faceți de rușine. Cum se face că v-ați aliat iar cu încă un spiritus în plus, în grupuleț, am mai venit un spiritus în plus în grupuleț și mă atacați pe mine. Vai de capul meu! Domnișoara Cristina, frustrarea lui a plecat încă de dimineață, după... când și-a vărsat toți nervii pe Iasmina și după aia l-a luat pe fiecare fată în parte la rând să înceapă să jignească. Începuse cu Iasmina să spună că e falsă, după aia a continuat cu Antonia să spună că este... Și după aia a continuat și cu Adrina spunând că se face de râs, că face România de rușine, da, exact. Sau ceva de genul ăsta. După cum ați văzut, adică nu știu, Adelina se lasă termin. Manipulată de el și ce face? Radu face și aceeași chestie, să se bage în grădina altuia, nu se uită în curtea lor ce au ei eu acolo. Eu nu cred că m-am după băgat. După cum am văzut și pe internet, exact, parcă oamenii știu ce zic eu aici. Omule, îți iei vorbele de pe și aici și le spui. Bă, cât de băi, femeie, ești. Tu ai acasă un tată, o mamă, o soră, ca să vadă că își bate joc. Bă, dar ea trebuie să țină cont, bă, omule, ea trebuie să țină cont de părerea oamenilor de acasă, că deja v-a făcut spumele pe tine. Da, mă, dar tu n-ai făcut nimic, e normal. Ai venit ca un frustrat și dat după în trei femei. Învață-o să fie femeie. Învață-o prima dată să fie femeie, să se respecte ca femeie, să aibă demnitate ca femeie și după aia să se uite în curtea altora. Ai avut o femeie din toate... O femeie ca Adelina nu-mi trebuie niciodată ca să îmi stea sub capul și eu să o jignesc și ea să tacă. Niciodată n-ai să vezi la mine femeie ca și Adelina. Ai mai avut vreo femeie care te-a vrut pe tine în casa asta? Așa cum e ea, măcar, ea mă vrea pe mine. Nu m-a vrut, eu am fost adevărat și am văzut, am văzut. Cum ești o tu. Faci pe Antonia mai puțin inteligentă fake, și ca să nu reproduc din nou. Fake, ca să mă placă un elefete, okay, dar eu nu sunt mie. Așa. Eu cum sunt în realitate, așa sunt și aici. Explică-mi și mie. În schimb, tu nu ești cum ești în realitate. Explică și mie de ce a trebuit să o jinești pe Antonia și ți-a făcut Antonia de jignit-o? Pentru că ea m-a acuzat că gen m-am dat la ea și chestii de genul, dar... A fost omule, total altceva. Era în cunoaștere, vezi doamne, doar tu. Cu Iasmina. Nu mai eram cu Iasmina. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu venea să îmi mintezi. Nu mai eram. Nu eram, oricum n-am avut nicio cunoaștere cu Iasmina. A fost o zi, două, ce a fost. O zi aia i-ai scris Antonii și îi făceai temele să vorbească ca exact, să exact, i-a spus dacă vrea să stea în emisiune, ce trebuie okay, să facă, am văzut. Ce treabă aveai tu cu Antonia să vezi dacă tu aveai treabă cu Iasmina? Ai zis Antonia e prima care vreau să plece de aici. Eu? Da, tu ai slăbai asta. Eu am votat omul. A da, eu am votat să plece. Eu am votat. Auzi Vlad, tu știi că Iacob îi făcea temele Antoniei. Am aflat după. Atunci nu. Când el a zis că vorbeau, nu vorbeam cu Antonia, nu, dar mi-a spus după. După da, ce exact, am asta, adică chiar mi-a recunoscut și el. Și am zis, bă, meri să stai aici, de ce să nu stai aici? Da, dar e ok. Pe mine nu mă deranjează asta. Mă deranjează faptul că a fost fără motiv. Asta mă deranjează. Păi da, când am văzut că ea nu, dar cu ce ți-a greșit? Doamne, cine știe ce am făcut eu. Nu, a spus că e scris. Nu a spus că te-ai dat la ea, a spus că e scris. Păi da, i-am scris într-un mod constructiv. Și dacă te acuza că te-ai dat la ea și ăsta. Și de ce e brut? Am voie să mă dau la orice fată din casa asta, dacă ar fi. Am greșit, i-am spus și mi-a cerut scuze, am fost într-un moment foarte enervant de Radu. Aoleu, nu-i spune lui încărcă faptul că te-ai găsit tu să jignești fata. Da, nu am nicio scuză, dar mi-am cerut scuze. Tu de ce judești pe alții când jignesc? Și tu, ea nu e capabilă să se uite în relația lor, că Radu își bate joc de ea în continuare și... Bă, dacă spui tu palimberna asta, ea crezi că o să te asculte pe tine vreodată, ea n-are ideile, păi nu. Ea nu vede? Asta e părerea ta, am înțeles. De ce își dă ea cu părerea de mine atâta timp cât ea nu e cum trebuie? Că te-a văzut și frustrat. Te-a văzut frustrat nu. Și eu te-am văzut. Ok. Ok. Tu, dacă erai, tu ai vorbeai cu Iasmina, ce i-ai spus, tu ai ajuns pe Antonia. Tu i-ai spus să mă atace pe mine. Până când și cu păpușa aia ce ați adus-o voi, tu i-ai spus ei sau cine a fost, adu-o ca să ia foc. Eu nu e adevărat. Eu mă jur. Gianina, toate lucrurile duc către ea. Apropo, Radule, nici nu am vrut să fac o glumă. Gianina nu l-a vrut pe Duțu?
Domnișoara... O glumiță am zis să fac! Omă, că am întrebat Radu, nu ești Radu, nu te cheamă Radu, domnișoara Cristina. Păi nu, că el mint. Ar fi spus ceva, sincer, ar fi spus ceva dacă Gianina nu i-ar fi tăiat de la craca de sub picioare. Nu, dar în primul rând nu am văzut eu, domnișoara Cristina. Nu te apărează Radu aici, că ea nu te vrea de fapt. Pentru că el asta e planul lui, zicea și în baia, că mai fac un subiect. Dar oricum nu te vreau. Dar pe mine nu poate să mă folosească cum mă folosește pe Nicolas. Eu am nevoie de subiect cu tine. Îmi zicea și în mașină, hai că o să dau un tine ca să la bătaie. Nu mă folosește, nu o să mai fac chestia asta. M-a folosit pe mine. Îmi zicea Radu și în mașină, hai că o să te instig să la bătaie, dar... Doamne ferește! Diana, ce spuneai mai devreme Gianinei că? Da. Deci am intrat foarte entuziasmat în această casă pentru că chiar credeam că e puțin mai diferit decât... Așa? Și nu mă simt... confortabil, să zic așa. De ce ai vrut să te întorci înapoi? Eu îți mai raste de gură, zic și eu, și în momentul în care sunt atacată, eu sunt afectată. Te întreb ceva. De ce ai vrut să te întorci înapoi? Pentru că ai văzut cum e la început, da? O săptămână, ai stat în casă, da? De ce ai vrut să te întorci înapoi? Radu, acum zici, iar că nu te simți Radu, da. Tu chiar nu vezi că nu vreau să vorbesc cu tine? Te întreb frumos, dar nu mă face vreau, să te fac dar chiar... Dar nu vreau, de ce nu vrea, nu obligi. Știi foarte bine, dar știi foarte bine ce nu vrea, nu obligi. Știi foarte bine ce ți-am zis. Acum să vorbească. Diana, îți pare rău că ai primit a doua șansă? Nu, normal că nu-mi pare rău. Dar nu... Am făcut pașii către Codruț, de exemplu, am vrut să ne cunoaștem. Probabil el a avut altceva în cap. Exact. Codruț? Și atunci, nu știu, eu i-am spus și lui, după cum știți și dumneavoastră, în grădină, eu chiar i-am spus că sunt o persoană sinceră și dacă vreau să mă apropii de cineva, vreau să mă apropii în adevăratul sens al cuvântului, nu doar pentru strategii, cupluri fake sau chestii de genul. Nu îl condamn cu absolut nimic, pentru că nu am apucat să vorbim, că ieri, el, de când s-a terminat ieri, emisiunea, nu a mai vorbit cu mine. A zis să las în pace că e nervos. Și oarecum eu vreau să-i spun și lui. Ești. Vreau să-i spun și să vorbesc și eu cu el aseară. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.